Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Colegii, era să zic și bine, zic, bulgari, vecinii bulgari, au toate motivele să fie mulțumiți. Omul obișnuit, bulgarul de rând. De ce? Pentru că Jean-François Defin, șeful FMI în Bulgaria, și-a exprimat încrederea că țara de la sud de Dunăre va adera la zona euro până în 2025. Ceea ce, de fapt, Bulgaria își și propusese, amânând 1 ianuarie 2024, 1 ianuarie 2025, zicând reprezentantul FMI, ăsta este un obiectiv realist. Declarația vine după evaluarea performanței economiei bulgare de către Fondul Monetar Internațional, care se așteaptă în acest an la un avans al PIB-ului bulgar de 2,7% și o inflație de 3,5%. 3,5%. Ce a mai spus omul ăsta, care este fundamental, anume adoptarea euro de către Bulgaria va atenua anumite riscuri cu care se confruntă economia țării, oferind un cadru monetar stabil, corect, care poate îmbunătăți stabilitatea economică și facilita comerțul cu zona euro. În traducere, pentru omul de pe stradă, asta înseamnă așa. Vor fi motive mult mai puține de acum înainte ca prețurile să crească. De ce? Pentru că nici până acum nu erau foarte multe să crească din cauza stabilității sau instabilității cursului, pentru că acolo a fost Consiliul Monetar, vorbim imediat. Dar uitați-vă în România. De fapt și de drept, în România totul e în euro. De fapt. Importurile se fac în euro. Când te duci la magazin și îți iei mâncare, haine, tot, tu plătești în lei. Dar de fapt aia este o oglindă a unor costuri plătite în euro de către importator. Alte prețuri sunt direct exprimate în euro, cu paranteze atâția lei. Vezi facturile la telefonia mobilă, la mașini, dacă vrei să-ți cumperi o mașină nouă, te duci în euro, la o plătești în lei. La un curs hoțesc, am pățit eu. Deci cursul BNR plus X% o marjă. Ce marjă? Păi dacă se devalorizează și dacă nu se devalorizează. Asta este, vreți mașină sau nu? Da? Etc., etc., etc. Cu alte cuvinte, să câștigi în euro și să ai prețurile în euro este infinit mai bine decât să câștigi în lei și totul de fapt să fie expresia în lei a unui preț în euro. Bulgarii au reușit cu acești parametri. Bravo lor! Bun, de acord. Cum au reușit chestia asta? Ei bine, Consiliul Monetar a fost introdus în Bulgaria la 1 iulie 1997. Vă dați seama sau vă amintiți ce se întâmpla și în România la sfârșitul anilor 90? Hiperinflație, o nebunie economică completă, bănci în criză, unele falimente, etc. Așa au avut și bulgarii, numai că ea, spre diferență de noi, a avut cap. Noi eram în deceniul cu patriotismele, de nu ne vindem țara, chestii nu știu ce, ne apropiam de sfârșitul lor, dar tot așa am reacționat. Bun. Și Fondul Monetar Internațional a tratat cu autoritățile de la Sofia și au făcut acest Consiliu Monetar. Cursul valutar a fost fixat la o marcă egal 1000 de leva, prin denominare o marcă o leva. Da, ca să fie toată chestia clară. Apoi când s-a introdus euro, s-a calculat un euro 1,95 leva. Spre 2. Aia a fost. Și cursul ăsta fix era stabilit de lege. Și așa a rămas ani de zile. Practic în Bulgaria ne mai existind diferență între euro și leva, pentru că aia a fost. Ăsta e Consiliul Monetar. Noi am avut niște derapaje groaznice, țineți minte. Și moștenirea acestora de la sfârșitul anilor 20, 2000-2001, se simte și în ziua de astăzi. Noi am fost aproape și noi. Apropo de noi, că bulgarii ca și bulgarii ne bucurăm de ei, ne bucurăm pentru ei, suntem vecini.
O să ne convine și nouă când mergem în Bulgaria la mare, fiindcă o să plătim în euro sau când traversăm să mergem în Grecia și nu mai avem niciun fel de problemă. Problema este că noi trebuie să cumpărăm acei euro din România și cumpărăm cu tot mai mulți lei. Aici e problema. Imediat e 5 lei. Vedeam astăzi venind cu mașină la o casă de schimb din Cluj, 4,97 și nu știu cât la vânzare. Deci e 5 lei imediat, ce să o mai dăm după așa. Bun. Eram foarte aproape și noi, când a început regimul Dragnea, de atunci s-a terminat tot. Călătoria României spre euro e una fără țel, fără dată asumată și fără niciun fel de perspectivă. Ei bine, există niște parametri pe care trebuie să îi îndeplinești ca să te califici. Sunt criterii. Unul este criteriul de convergență nominală. Adică rata inflației nu poate fi mai mare de 1,5% peste rata celor 3 state membre care înregistrează cele mai bune rezultate. În 2020, România avea cea mai bună rata inflației din UE la valoarea ideală de 2,06%, dacă vă vine să credeți. A încheiat anul 2022 cu o rata inflației de 16,4% și 2023, anul trecut, de 6,61%. Între timp, inflația în ianuarie era ce a început să crească. În decembrie 2023, câteva exemple, statele cu cea mai mică inflație din Europa erau Belgia cu 0%, Danemarca 0,3% și Italia 0,6%. Așadar, România este departe de a se califica, Bulgaria se califică. Alt criteriu, deficitul nu poate fi peste 3%. În 2023, România a rămas singura țară membra a Uniunii Europene în procedură de deficit excesiv după pandemie. Apoi, alt criteriu, raportul dintre datoria publică și PIB nu poate depăși 60%. Aici stăm destul de bine. Dar economiștii spun că nu e bine să ne culcăm totuși pe ureche, fiindcă noi la 50% avem o tendință de creștere vertiginoasă. Nici nu e de mirare la ce se întâmplă în economie. Apoi, stabilitatea cursului de schimb. Aici bulgarii au făcut o mișcare genială atunci, de care se vor bucura multe decenii. Multe, multe, multe decenii. Apoi, rata dobânzii. România are o rata dobânzii pe termen lung de 7,8%. Ținta ar fi să se ajungă la 2%. Deci, e de parcurs cale lungă. Apoi, criteriile de convergență reală. Există și alea. Trebuie să te apropii de realitățile economice ale zonei euro. Să fie o convergență reală. În România este o convergență de gen leopard. Spunea Mugur Isărescu în 2019. Adică dezvoltarea țării este haotică și anume comparabilă cu o piele de leopard. Sunt tot felul de pete. Vezi zone de ev mediu efectiv cu zone unde PIB-ul zonal e mai mare decât multe orașe serioase europene. Discrepanța sat-oraș, rural-urban în România este halucinantă. Deci e o problemă imensă. Nimeni n-a adresat-o, pe nimeni nu interesează. Ei bine, iacătă alt obstacol. Mai sunt câteva de mai puțină importanță. Ce înseamnă asta pentru cetățeanul obișnuit? Că asta ne interesează pe noi. Păi, eu cetățeanul român și Hristo cetățeanul bulgar stăm la o poveste. Și eu zic așa lui Hristo: bă, Hristo, eu trăiesc în România și câștig în lei și practic expresia în euro a câștigurilor mele scade. Lăsând la o parte inflația și alte povești, dar strict numai salariul, venitul, ce vreți, ale mele exprimate în euro sunt tot mai mici. Hristo nu va avea problema asta de la 1 ianuarie. Asta e foarte mare lucru. Pentru că își poate face niște previziuni pentru el și familia lui, bazate pe niște venituri într-o monedă stabilă, într-o monedă puternică și într-o monedă respectabilă. Noi cu leul nostru ne ducem spre 5 lei, mai avem mai puțin de 2 bani, ba, mai puțin de 3 bani, 2 bani și ceva la casele de schimb din Cluj, cel puțin la vânzare. Și noi am fi putut evita asta dacă am fi făcut ca bulgari. Atunci,
cam prin vremea aia când făceau ei Consiliul Monetar. Și-a mai fi putut face ceva. Dar n-am făcut, pentru că am avut accidentul Dragnea. La mijlocul deceniului trecut, eram destul de bine cu aceste criterii. Ați văzut, ba chiar inflația era senzațională. A venit Dragnea, s-a făcut praf tot. Apoi au venit ăștia acum și tocmai pentru lipsa de reforme din sistemul de stat, împrumuturi masive, prețurile, bineînțeles, o iau razna și inflația, deci asta înseamnă creșterea prețurilor. Avem o inflație mare și nici nu mai putem măcar să ne imaginăm o dată când am putea adera la euro. Nimeni nu-și propune din guvernul României, nu e o politică națională cum a fost în Bulgaria. Ăsta nu e un obiectiv național, pe nimeni nu interesează. VAC s-a vorbit cândva, cu mulți ani în urmă, de 2030. De vreo câțiva nu se mai vorbește deloc. E bine că nu se poate face până în 2030, la cum merg lucrurile acum și ce va urma din punct de vedere inflaționist, cu ce vor ăștia să facă din 2025 încolo, că ne-au și spus. Da? Și atunci, această, dacă vreți, fata Morgana a euro în România, face ce știe ea mai bine, se tot îndepărtează pe măsură ce te gândești și te îndrepți spre ea. Nimeni nu știe când va fi. Probabil cândva se va întâmpla. Peste 10 ani, cu certitudine, încă nu. 15 ani, poate. Dar pe cine mai interesează un orizont de timp atât de îndelungat, de la 10-15 ani în sus? Asta este, aici ne-au adus politrucii valahi, cum îi numesc eu. Adică indivizi care au avut și au un singur gând în minte și nu altceva. Propria lor îmbogățire. Și propria lor îmbogățire s-a făcut în euro și în dolar, să nu vă imaginați. Ei au știut ce să facă. Restul se salvează cum poate. Emigrează, sunt milioane de oameni afară din România, care încearcă să-și trăiască viața așa cum sperau să o poată face în România. Nu s-a putut. Deci, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de succesul prietenilor bulgari. Vom merge în Bulgaria la mare cu euro, vom traversa Bulgaria, vom alimenta, vom cumpăra vinietă, vom face, vom mânca plătind în euro, în moneda lor de la anul și noi euro ăia îi vom cumpăra cu moneda noastră aici în România, tot mai scump. Probabil până atunci, în loc de 4,97, cât era astăzi și un pic la o casă de schimb din Cluj-Bănășturi, probabil la anul va fi 5,01, 5,02, 5,07 la vânzare. Noi vom scoate mai mulți lei ca să cumpărăm la fel de mulți euro. N-am făcut ce trebuia pentru că noi nu ne vindeam țara. În schimb, ce am făcut noi cu țara noastră? Am dat-o gratis hoților locali. Că așa a început distrugerea României, să ne înțelegem. Prin devalizarea ei de către hoți români. În strânsă colaborare cu politrucul Valah. Ăștia au distrus România, să fie foarte clar, încă de pe atunci, prin devalizarea băncilor, prin privatizări super frauduloase, prin știți, nu mai revin. Și totul cu larga noastră complicitate. Pentru că nouă nu ne-a păsat. Am preferat să întoarcem capul altundeva, ca și când chestia n-ar fi existat, ca și când ar fi fost așa o piază rea, o chestie necesară, că n-ai ce să faci. Ei bine, aici am ajuns. Gândiți-vă la perspectivele acestei țări. La ce vine electoral acum, la ce vine economic din 2025 încolo, am discutat în emisiunea trecută, pentru că tot ei ne anunță de pe acum. Și gândiți-vă la ce vine din punct de vedere al securității regionale. Toate chestiile astea, cred că e bine să ne pună un pic pe gânduri. Și da, zic eu într-un post scriptum, și dacă ne pun pe gânduri, ce? A fost la microfon Cristian Ivan și vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și îl distribuiți și mai ales pentru faptul că vă gândiți să-l susțineți
cum prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers. Toată informația în josul imaginii în site-ul YouTube. Mulțumiri pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine!